În momentul în care avem de rezolvat un exercițiu în care apar și parantezele, situația se schimbă. Va trebui să rezolvăm mai întâi operațiile din paranteză, dar în ordinea priorității, cele de ordinul al doilea mai întâi și cele de ordinul întâi după aceea, și apoi celelalte operații care sunt în afara parantezei, de asemenea cele de ordinul al doilea și apoi cele de ordinul întâi. Să luăm și de data aceasta un exemplu. 71 plus, deschidem paranteză, 15 minus 72 împărțit la 9, ori, din nou deschidem paranteză, 63 împărțit la 9. Observăm că de data aceasta avem două paranteze. Regula spune că mai întâi se rezolvă operațiile din paranteză. În prima paranteză însă avem două operații, o scădere și o împărțire. Cum împărțirea este operație de ordinul al doilea, pe ea o vom rezolva prima. Iar în cea de-a doua paranteză avem o singură operație pe care o vom și rezolva. După prima etapă, exercițiul nostru arată așa. 71 plus, deschidem din nou paranteza, ea nu dispare pentru că nu rezolvăm decât o singură operație, 15 minus 72 împărțit la 9 este egal cu 8, închidem paranteza, ori 63 împărțit la 9 este egal cu 7, paranteza dispare. În următoarea etapă observ că mai am un exercițiu în paranteză și atunci pe acesta îl voi rezolva. 71 plus 15 minus 8 este egal cu 7 ori 7. Ce voi rezolva acum? Dintre adunare și înmulțire are prioritate înmulțirea. Și atunci 71 plus 77, 49 este egal cu 0 și 1, 12, 120.